Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Din nou pe Sosnovska. Data trecută am rămas cu terenul ăsta nerecoltat și trebuie să recoltăm acum. Văd că aici nu am canola, așa că va trebui să descarc ce canola mai am eu în acrosul ăsta. Și o să mergem să vindem. Am rămas entuziasmat de data trecută pentru că vreau să îmi iau un imou gol și am șansa doar dacă renunț la cele două tractoare, și anume ăsta și zetor major. O să renunțăm la ambele zetoruri. Și cred că o să mai iau încă un T150 pentru că probabil o să ne mai trebuiască, știi? Și să le avem puțin acolo în ograde, sau aș putea să-mi iau Massey Ferguson ăla micuț la 10.000. Să vedem ce bani mai rămân, să vedem cum ne trebuie. Eu deocamdată zetor majorul ăla nu-l folosesc decât l-am prăștiat de îngrășământ și asta nu o fac tot timpul. Așa că nu știu exact, să vedem dacă e nevoie. Dacă e nevoie, luăm, dacă nu, nu. Pentru o diversitate și doar pentru diversitate vreau să optez pentru Massey Ferguson ăla. Și na, se conduce un pic mai ușor decât T150-ul la fertilizat, dar până la urmă și până la coadă merge cu ambele. Eu scuzetorul ăsta, bun, ce vreau să fac acum? Nu o să iau prin teren, o să o colesc pe partea cealaltă pentru că trebuie să ajung la Niva. Niva e 100% încărcată și mai are doar un mic petec de canola de rezolvat. După care o să las... A, de fapt, stai așa că sunt la 95% umplut aici. Fuck, asta nu-i de bine. Cred că o să merg să descarc cel mai bine, da, și pe aia mă duc... după aia trebuie să mai descarc o dată pentru că aici nu am canola. Ok, ok. Iar în episodul ăsta, o să luăm un imogu. De abia aștept. Un imogu este absolut perfect pentru harta asta. Scap și eu de viteza asta de 31 de km la oră. Scap în sfârșit. Uite, mai avem decât petecul ăsta micus de făcut cu Niva aici. E perfect pentru header-ul ei. Și da, un imog o să meargă super repede. Ceea ce, adică comparativ cu zetorul ăsta, știi? Ceea ce e absolut minunat atunci când vrem să vindem cereale. Absolut, absolut minunat. Și de asemenea putem să facem absolut orice activitate de agricultură cu el. Adică putem să semănăm, putem să... Orice. 100? Hai, te pornește măcar un pic așa cât are. Niva 79, băi, cred că e ok. Cred eu că e ok, o să merg să descarc și nu o să mai trebuiască să mai descarc și pentru a doua oară după aia, ceea ce dă belea. Bun, avem pe bărbiță, cred că l-am pregătit pe aici. Să... E pregătit de semănat bărbiță, dar nu mai știu unde l-am pus. Cred că e în buncăr acolo, pus, nu în buncăr, în adăpostul ăla acolo. Și da, o să fac asta după ce descarc. O să-ți mai ieși Niva 86, e perfect, o să rămână așa, dacă faci 90, it's ok, man, it's ok. Hai să descărcăm și noi canola. Bun, până una alta, hai să sărim rapid în bărbiță. Iată așa. Și luăm, deja am, sunt pe drum cu zetor majorul ca să-l vând. Și m-au uimit câți bani luăm pe nimicarnița aia, dar în fine. Bang! Și o să mergem și cu zetor, cu zetorul celălalt. Nu știu care era numele. Stai așa că l-avem aici, Niva Cross-ul. De fapt nu mai mi-arată. Stai așa, hai să-l punem postat prima dată aici. Selectez tot canola, că după aia poate vreau să mai fac alte... Uite așa. Pot să mai fac altceva, știi, în timp ce recoltăm. Ok, avem canola, e la jumate, cred eu că o să mai ajungă. Așa, ăsta e 86.7%. Și o să mut Niva din drum, o să las totuși cu pipe-ul ăla deschis acolo, pentru că eu când vin pe aici după aia poate, ui, și așa știu că, bă, eu trebuie să descarc combina asta. Și o să o parchez, uite, aici pe lângă, ca să nu îi creeze niciun impediment de 150-ului. Punem așa cu țeava pe drum. Bun, next, ăsta e la 60%, it's ok-ish. Probabil nu o să mai descărcăm deocamdată până iau un imogu, că trebuie să vând și zetorul ăsta. Eu sunt acum cu zetor cristal, mă, așa cristal se numea. Și o să las remorca aici pentru că un imogu se va reseta aici sau îl luăm noi de la magazin, vedem. Și practic eu acum am două utilaje care vreau să le vând, și anume zetor cristalul logic și major. O să scăpăm de ele, sunt, deși vin cu gold edition, poate o să le mai luăm mai încolo, dar deocamdată am nevoie urgentă de bani. Am nevoie de bani pentru a face și alte lucruri și după aia, logic, că vom da naștere la și mai mulți bani. Logic, da?
Și poate că nu o să avem noi ce face cu banii, deși mă îndoiesc că să le mai cumpărăm doar așa de dragul lor de a le avea în o gradă, pentru că sunt din Golden Edition și na, suntem pe harta Sosnovska, așa că ar da foarte, foarte bine. Deși sunt cele mai slabe și nu merg mână în mână cu harta asta deloc. Bine, merg în sensul că ca și la timp, ca și estetic, se potrivesc de minune, dar doar atât. Practic, din punct de vedere practic, sunt cele mai, ei bine, impractice. Și voi face pe prima la dreapta. Canola, Niva, n-am treabă cu ea. Acrosul e la 82 și acum cred că întoarce. Deci ador inspectorul din ce în ce mai mult. Dacă m-ați văzut în ultimele episoade, îl laud așa un pic câte un pic. Și am ajuns și noi la shop. Aici, nu știu ce am claxonat. Mai claxonăm o dată. Și uite, în partea asta, în stânga, aici o să vând și utilajele. Sau unde le vindem? Stai așa, cred că în spate. Nu, aici le vindem. Uite, aici lăsăm zetorul. Pac! Acum că luăm pe el. 31! Super! Cu 6.000 mai mult, parcă, nu? Bang! Deci nu mai mult decât credeam eu. Și o să vând, da, și greutatea asta. Nu-mi trebuie. Ăsta... Unimogul, Mercedes Unimog, are... Dai, ce face așa tractorașul? Cred că pe drum, mă? What the fuck? Why, man? Why? Tremura așa, spasmatic. Unimogul are o greutate a lui, nu știu exact cât costă. O să vedem cât costă, pe care o punem pe spate, nici de cum pe față. Putem să punem greutate și pe față, bineînțeles. Dar eu nu cred că o să ne trebuiască. Poate dacă luăm... nu știu, o să văd cum se comportă. Nu mai țin minte, l-am folosit odată, dar mult mai demult. Să vedem cum se comportă cu semănătoarea aia mare pe care noi o folosim, știi? Dacă simt că nu are direcție pe față, fiindcă o trage pe spate, logic, semănătoare, atunci o să iau o greutate, ceea ce nu o să fie o gaură în buget prea mare. Uite, deja avem 51.000 de euro și Unimogul e 40. Deci deja am permit Unimogul, dar o să scap și zetorul, de zetorul ăsta, pentru că nu-mi trebuie și mai bine iau Massey Ferguson-ul. Da, și să-l punem aici, gata cu tot cu greutate și pe ăsta cât-l iau. Mamă, superb, 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 superb. Sell, yep, și încă una. 360, 700, scapă și de asta, că e de 700 și nu-mi trebuie. Avem 87, uitați-vă bine acolo că nu o să mai avem în curând. Bun, hai să și cumpărăm acum. Și putem să ducem direct la shop aici, ca să fim la Tijghea. Așa, și o să ne ducem în partea asta cu moduri, bang, putem să ne luăm și un John Deere de ăsta de 140, dar îmi place mai mult un Imogu. Și puteam să-mi iau, deci aș putea să-mi iau și Massey Ferguson ăsta, să știți, dar îl folosesc pentru semănat. Și pentru a căra, e bun și pentru a căra remorce, că nu e cel mai prostuț. Avem două opțiuni, 155 sau 125 de cai. Pe care să o luăm? Pe care tractor required? Știi ce? Aș putea să-mi iau 155 de cai, diferență un pic de 20 de euro în plus la întreținere. Așa, capacity. Să o luăm pe asta la 50.000? Dăm 10.000 în plus totuși. A? Dar putem să folosim un imogul ăsta la mai multe chestii, fiindcă e puternic. Știi ce? Hai să luăm pe ăsta. Are și beacon, are și girofar, ceea ce e un plus. Din punctul meu de vedere, 50.000 ne permitem, așa faci când îți permiți, știi? Așa, portocaliu, bineînțeles, am jucat cu el, portocaliu este absolut, absolut minunat. Și de curiozitate vreau să văd greutatea lui cât costă. Doar 50? Doar atât? Ok. Păi o să o iau. De fapt, nu o luăm acum că n-avem cu ce să o urcăm sus, dar cu siguranță o să o luăm. 500 de euro e un nimic. Văd că nu scrie cât, ce greutate are, dar presupun că are o greutate, ok? Și nu mai luăm Massey Ferguson deocamdată, pentru că... De unde e tractorașul meu? E înăuntru. What? Credeam că mi-l dau afară. Ok. Nu mai luăm Massey Ferguson pentru că... Vedem. Deocamdată nu cred eu că o să avem atât de mare nevoie de el. Uite, frate, viteza aici, mă! Așa, mă, tăticule, stai să-i fac o poză frumoasă, stai așa. Uite așa. Haia! Ce dor mi era să joc cu un imogul ăsta. Nu aveți idee. Dă belea. Hai că știu, Acrosul 100% trebuie să-l descarc. Și un imogul ăsta, apropo, funcționează absolut demențial de bine pe... harta asta, pentru că nici el nu e cel mai nou. Și are așa un aspect comunist, deci it's okay, man. 81. Holy shit! Dublu.
De fapt, ce zic eu dublu? Dublu și încă ceva decât cristalul. Lele, iau ce zboară. Iau ce zboară, bă, tăticule. Nice, nice de nice. Holy shit, frână. Skirt. Beautiful. Avem o grămadă de opțiuni la asta, frățioare. Și avem, uite, avem și IC. Am făcut, îl avem în mod review. Stai, deschid și geamul. L-am băgat în mod review. Dacă urmăriți seria, l-ați văzut deja. Dacă nu, puteți să intrați pe canal și avem acolo Farming Simulator 15 mod showcase, în care vă arăt diferite moduri care eu consider că sunt, care merită încercate, știi, doar cele elita, să zic așa, care am descoperit a fi foarte folositoare și bine făcute, fie ele că sunt bine modelate sau bine scriptate. Dă belea. Hai să descărcăm, uite, știu, să mergi cu remorca cu 50% și 50-60 de km pe oră ar fi, e super, o să vindem foarte ușor acum canola. Așa, demențial. Uite, frate, 70. A, deci Unimogul ăsta o să fie absolut minunat pe harta asta. Mi-aș mai lua unul, sincer. Numai din cauza că bagă viteză mare, știi? Deși am pus ochii pe un Lamborghini și probabil o să luăm un Lamborghini, pentru că și Lamborghini ajunge la 61 de km pe oră. Și n-am mai jucat, decât jucam noi single player, de la episodul 1 până la 100, n-am mai jucat cu un Lamborghini alb. Știi? Zic eu că ar fi de belea. Bun, hai că asta se încarcă aici. O să pun și eu girofarul apăsând pe tasta ho. Și mai are mult? Asta nu știu ce, asta cred că e Barley. Nu? Ia stai că vedem la inspector aici. Barley Unimog, Barley 60%. Yeah, boy! Barley a fost. Bun, trebuie să revin cu agrostarul ăsta, pentru că e mai bun ăsta acum în bază să descarce combina, deși nu o să o mai descărcăm decât, cred eu, că odată sau... Odată, că după aia o să vin cu ea jumate umplută eventual, cel mai bun caz. Și să avem un imogul pentru transport, să vindem. Deci, demențial. Mă bucur că am făcut upgrade-ul ăsta. Avem 37.000 de euro, nu uitați că noi n-am trimis trenul până acum, așa că... când o să trimit trenul, o să mai luăm niște bănuți în plus și după aia putem să ne băgăm și în alte treburi. Așa că, it's ok, man, it's ok. Avem posibilități, acum ni s-au deschis noi orizonturi cu banii ăștia pe care i-am făcut, așa că o să facem treburile mai ușor. O să iau și eu pe aici, știu, nu e tocmai cea mai indicată treabă pentru realism, dar scutez niște timp și mie îmi trebuie să scutez niște timp ca să mă facem și noi în episodul ăsta cât mai multe. O să închid inspectorul, că deocamdată nu am nevoie de el. Și am de descărcat, o să descarc acum Niva, n-are rost să o mai lăsăm acolo pentru că e cu canola și aș putea deja să umplu două ore muș cu canola să mă o să le vând după ce o descarc și pe ce să descarc și Rostled Mash-ul Across. În rest, toate bune și frumoase pe aici, vreau să mă uit la inventariu să văd să nu fi scăpat mie, să văd ce utilaje mai am, pe unde le mai am puse. Avem aici și remorcaia. E ok deocamdată ce avem noi acum în ogradă. Dar și o să-l punem aici să descarce și când descarcă o să ne și uităm. Ok. Și dacă vedem la garaj. Da, niște oi mai vreau să mai iau. Deci niște oi. Stai așa, unde am eu cunul ăsta? Ăsta nu știu exact unde l-am pus. Ok, bun. O să mă duc pe hartă să vedem unde am pus eu cunul ăla. Aici. A, e aici ăsta. A, da, și cu încă o remorcă, că știu că mai aveam încă o remorcă. Din cauza că oilor nu le trebuie chiar atât de multă asistență, aș putea să mai vând și o remorcă și o să mai avem decât una. Cred că ar fi interesant, dar hai un pic să vedem cam cât luăm pe una. Pentru că astea sunt destul de scumpicele. Luăm 13.000. Mm-hmm. Și cred că luăm 15.000 dacă o vindem. Mie deocamdată nu mi-ar mai trebui, așa că cred că ar fi ok să luăm pe de altă parte. Știi ce? Hai că deocamdată nu-mi trebuie banii ăștia, așa că o să-i las. Ok, bun. Dar o să mai iau niște... Hai să intrăm și noi în shop. Vreau să mai iau niște oi. Sunt prea puține oi, alea sunt insemnificative, adică nu fac niciun fel de producție cu ele. Așa că o să luăm, nu știu, luăm 30... Sau să fac 50, ne permitem și 50, deci o să scădem puțin acolo la euroi și cred că 50 ar fi ok, doar că, na, de acum acolo va trebui, bineînțeles, să le mai acordăm puțin atenție.
Ok, 50, it's ok, man, it's ok. Să luăm și niște pui, n-am luat până acum găini niciodată. Hai să luăm 50 de găini. Așa, frate, ne luăm o grămadă. La găini, nu știu, trebuie să le pun... trebuie să le punem iarbă? Nu știu. Semințe? Habar n-am. Hai să vedem. Nu prea... Eu nu-mi iau găini de obicei, că sunt inutile. Dar am zis să le încercăm totuși. Eu acum spamez centru, apropo de aia, se aude chestia asta. 43, hai încă puțin. 50. Bang! 50, mai avem 21.000 de euro, că am consumat 10.000. Merge. It's ok. Așa. Hai să vedem la chicken, să vedem ce vor. Chicken! Eggs, eggs in the... Ah, deci nu trebuie să le luăm nimic, ca doar mergem și colectăm ouălele. Ok, bun. Și avem la sheep 50, productivitate 100%, 81 pack, 1400. Deci în curând trebuie să mai umplem. Cred că e deja umplut remorca cealaltă cu iarbă. Nu știu sigur, va trebui să mergem să vedem. Până una alta îl descarc și pe ăsta. 17? Ok, s-a oprit la 17. Cum stă treaba pe aici? Ah, toate sunt bune și frumoase. Credeam că rostul mesh-ul ăla e aproape umplut, dar nu e. Nu mai am treabă cu combinat deocamdată. Văd că bărbiță îi dă dezor acolo. Deci semințele i-au ajuns și trebuie să ne punem în curând pe fertilizat. Trebuie să practicăm fertilizarea în curând. S-ar putea să mai să ne mai trebuiască un bărbiță. I don't know, man. Să-l punem la fertilizat, așa? Sau să așteptăm să terminăm noi? Că știi, eu nu vând tot timpul grâne, așa că agrostarul ăsta nu tot timpul e ocupat. Vorbind de agrostar, o să-l las aici și o să mergem să luăm remorca cealaltă. Cea care descarcă combina acrosul. Are cu barley, văd că 83% și probabil întoarce. Și o să iau remorca aia, pentru că nu mai eficient asta pe aici, și o să merg cu un imogus să mai vând niște canola. Aș putea, de exemplu, să aștept până când se termină, până când termină combina asta de recoltat tot, dar pierd timpul, așa că prefer să nu. Ar trebui să mergem un pic și pe la oi, să vedem care e statusul pe acolo, să știi, adică n-ar fi rău. Bun, hai că am ajuns cu agrostar aici, o să lăsăm o țărcă. Cât mai avem aici? 60. Hai că e ok, 60. Cred că mai descărcăm o dată. O dată sau cel după aia o să mai rămână un pic. Ideea e că nu cred că mai trebuie să mai descarc eu din remorcă ceva până când acrosul termine tot terenul. Așa. Nu-i băgăm girofarul pentru că nu cărăm nimic deocamdată. And let's go! Super tare, frate, asta. Deci de când îl vreau, nu aveți idee de când îl vreau. Dă belea. Asta e interiorul. Pretty nice, man, pretty nice. Așa, și cu asta putem să și fertilizăm, bineînțeles. Deci foarte, foarte ușor. A, uite, bărbița aproape a terminat aici. Bun, unde e remorca? Unde e remorca? Uite-o aici. O să umplu și cu canola ce mai am. O să facem un test, vedem cam cât de repede putem să ajungem la centru de... E de aici, la grain elevator sau cum e? Nu, freight, la mil. La mil trebuie să ajungem noi. Ca să vindem canola, avem aici 17%. Sper să umplu remorca asta, eu știu că am dus o remorcă, cel puțin. Așa că bănuiesc eu că o să umplu. Da, cu siguranță, o să ne mai și rămână chiar. A, iar am venit pe aici. Au, au, au. Uneori le mai încurc și vin la punctul de descărcat în loc să mă duc la punctul de încărcat. Asta este. Așa, să o luăm ușor. Ok, îi dăm un air și o să o umple automat pentru că deja am canola acolo și din cauza asta nu ne mai punem să alegem. E, detectează automat ce e și își pune, își umple acolo. De curios, vreau să văd cam câtă canola mai am. 16 tone, super, mai umplem o remorcă și mai rămâne un pic pe care nu o să mai, cu care de fapt nu o să mai facem nimic probabil. Bun, băgăm și noi girofarul, deși nu avem decât o remorcă, așa că... Nu e tocmai necesară treaba asta, dar am băgat girofarul pentru că o să merg extrem de repede și o să îi depășim pe toți. Pe toți îi depășim. 21.000 de euro. Ok. O să... Știi când o să vin aici, o să trimis și trenul, o să vedem cam cât luăm după aia. Hop, stai așa, semnalizare. Tic-tac, tic-tac, tic. După aia ne cadrăm din nou pe banda noastră, dreapta. Perfect, gata, tăticule. Păi, dar mergi și noi cum trebuie sau ce? Canola la unii mog, ok. Barley oil 90%, sunt curios să vedem. Dacă acrosul se umple 100% și cam cât din teren mai rămâne după aia de recoltat. Hai să vedem. Stai așa, unde e acum? O, la dreapta. Wow, 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 wow. Ușor, ușor, ușor.
Deocamdată mie cu remorca asta nu simt nevoia să mai întrebească o... hai să intrăm și noi în giratoriu. Să mai întrebească o greutate pe față, dar... Vedem după aia cu semănătoarea, aia e beleaua, știi, că aia te trage în spate, că se înfige în pământ și... Cauzează, măi, o grămadă de... tragere pe spate, nu știu cum se numește chestia. Stai așa, îi dăm un descărcat. Ok, până una alta, până când se descarcă ăsta aici. Uite-mă ce frumos arată. Hai să mergem să... să trimitem și noi trenul. Jap! Avem 32.000 de euro. Probabil o să ne mai dea vreo... Nu știu exact cât am făcut eu atunci. Am făcut un 30. Cred că facem un 50-60. Something like that. Something like that. Stare curios. Plus de alta, terenul va trebui să meargă foarte mult. Deci nu cred că o să ne vină banii imediat. Acum trebuie să așteptăm puțin, probabil, nu știu, 40 de secunde, un minut, ceva de genul ăsta. Pentru că din câte am văzut și netren sunt destul de lungi pe harta asta. Și durează o leac. Uite, frate, viteza. 67%, super, deci vreau în viteză. Îți trebuie, n-ai cum să faci productivitate pe harta asta dacă n-ai viteză. La cât de întins este și cât de mari sunt punctele de interes între ele, adică distanța cât de mare e între punctele de interes, îți trebuie neapărat o viteză. Beautiful. Beautiful. Care e statusul pe aici? Avem rosul mai așa, cross-ul, barley 100%, bun, o să lăsăm pe ăsta în bază. De fapt, știi ce? Hai să mergem să mai umplem cu ceva, pentru că el o să tot vândă și o să vândă și o să... iar mă ugeam la punctul de descărca, vezi? Și m-am blocat aici, ar fi trebuit să merg. Uite, ăsta e 5 puncte, ce? Arăta că nu sunt lipit, dar totuși mă blocam. Hai să mai încărcăm totuși o canola, ca să scăpăm totuși de la canola. Și avem, start. Deci mai are o pală de făcut. Ok. Cred că o să facă cu ce o să descarc eu, că mai am 40% aici. Asta înseamnă 6 tone. Deci o descarc cu 6 tone, ceea ce e ok. Nu scoatem noi 6 tone din fâșia asta de aici, de barley, nici într-o mie de ani. Bun. Sunt încadrat fix pe recoltă, ceea ce nu e bine. Și din cauza asta va trebui să aștept un pic să descarce. Gata, boy, 91. Cât mai are asta? 40. Deci mai rămâne un pic. Rămas un 33. Da, e de ajuns încât să-și facă treaba. Și eu cu agrostarul ăsta va trebui să merg în bază să descarc. Hell yeah, plus 24.000. Nu mă așteptam. Plus 16. Bun, a fost pentru barley și pentru canola în plus. Deci, ok, 73.000 de euro. Asta e mult, e mai mult decât am preconizat eu. It's ok, man, it's ok. Avem bănuți aici. În caz de orice, putem să mai vindem și remorca aia. Luăm 10.000 și ceva pe ea. Dar nu uitați că noi acum mai avem barley cu gârla și mai avem și o remorcă de canola. Deci o să depășim ușor 120. Deci o să depășim ușor 120.000. Ceea ce e de belea. Nu o să mai descarc remorca asta, o să o las aici, dar o să decuplez pentru a o lua cu Unimogu. Și o să las și tractorul ăsta aici, pur și simplu, în bază aici. O să mă duc cu un tractor, pur și simplu, de canola și unul de... Nu, tractor. Cu Unimogu care o să aibă o remorcă de canola și una de barley. N-are nimic, funcționește. Facem bănuți. Deci o să depășim 120. O să trebuiască să ne orientăm după aia cum vrem noi să facem siligiu cel mai ușor. Hai mă, conectează, gata! Hell yeah! O să mergem cu cele două la vânzare. Și o să facem niște bănuți, dar băbușilor vom face asta în episodul următor, probabil, cel mai probabil, pentru că le-am aici deja pregătite. Și până atunci nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și una chestie imens apreciat. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!